Alertă de antrax la Botoșan, două persoane, tată și fică, prezintă leziuni cutanate specifice acestei boli și au fost internate de urgență la Spitalul Județean. Starea lor de sănătate este bună, iar medicii au un pronostic bun. Boala pare să fi fost luată de la o bovină din gospodăria proprie, care a murit, așa că autoritățile sanitar-veterinare verifică acum și celelalte animale. În localitate sunt interzise momentan pășunatul și mulțul. Cei trei pacienți sunt din satul Flandora, comuna Manoleasa. Bărbatul în vârstă de 46 de ani i-au apărut vineri pe corp mai multe leziuni de culoare închisă. A mers la medic și a aflat că este suspect de antrax, o boală contagioasă atât la animale cât și la oameni. A fost imediat internat la secția de boli infecțioase, iar în urma unei anchete epidemiologice făcute în familie, a apărut o suspiciune și la fiica acestuia. Fiica domnului a fost internată în cursul zilei de ieri pentru că prezenta și dumneai o leziune la nivelul mâinii pentru evaluare. Momentan la fiică leziunea este nespecifică pentru antrax. Pacienții sunt într-o stare de clinică bună, reacționează bine la tratament. Antraxul este o boală vindecabilă prin terapie corectă. Totuși, având în vedere că boala este transmisibilă, autoritățile sanitar-veterinare au demarat procedurile specifice în astfel de cazuri. Au prelevat probe atât de la vaca moartă, cât și de la celelalte 22 de bovine pe care bărbatul suspectat de antrax le are în gospodărie. Faptul că am identificat animalul care a fost sacrificat în exploatație e foarte important. Și faptul că s-a lucrat azi noapte și am descoperit pe primă fază pe frotiu că este baciulul antrax, deci asta înseamnă că avem suspiciune de antrax. Autoritățile așteaptă acum și rezultatele analizelor de laborator efectuate la Institutul Cantacuzino pentru a confirma sau infirma antraxul.